numărul 165-24 mai. Sunt prezenți toți consilierii locali în funcție, se ședința se poate desfășura în condiții normale. Rugăm cuvântul spre conducere. Bună ziua! Bine ați venit la ședință. Propun spre aprobare procesul verbal de ședința anterioară. Dacă aveți obiecții. Dacă nu, se pune la vot. Pentru. Să abține cineva? Să l-am fost. Da. Ordinea de zi ați o aveți și dumneavoastră în față. Nu se suplimentează la punct. Se suplimentează cu părinții. Păi este pe ordinea de zi. Este pe ordinea de zi. Și materialul găsiți la mapă. Se suplimentează cu atestarea pentru părinți. Am discutat ieri în comisie. Să mai atestăm niște suprafețe pentru părinți. Ordinea 10 se studiu de cazabilitate. Și de ultimile studii au necesitat încă alocarea încă o suprafață de teren ca să se finalizeze proiectul. Bun. Atunci, propunerea mea este să facem înainte suplimentarea sau înainte de a aproba SF-ul. Adică într-o eventualitate în care SF-ul nu este, suprafețele nu sunt aprobate, să avem o ordine cronologică. Da? Deci înainte de punctul 10 apare suplimentarea pentru că are o legătură cu punctul 10. Deci se suplimentează proiect de hotărâre privind declararea, atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Zlănii Moldova unor bunuri imobile ca urmare a identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funiciară. Da? Și se retrage punctul 13. Propun spre aprobare ordinea de zi. Dacă cine este pentru? Împotrivă? Cineva? Nu. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al unității administrativ-teritoriale oraș Slănii Moldova. Inițiator primarul orașului Baciu Gheorghe. Dacă sunt, vă spun și eu bună ziua și bine ați venit. Mă bucur că astăzi avem toată echipa de consilieri aici. Nu am ce să comentez la primele două puncte, pentru că ieri s-a discutat în comisie. Dacă sunt ceva întrebări, vă pot răspunde fără probleme. Sunt întrebări, nu? Spre aprobare, cine este pentru? Avizul comisiilor. Favorabil. Propun spre votare. Cine este pentru? Se abține cineva? Sunt în ședință. Se abține domnul Moraru. Împotrivă? Nu. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind completarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2019, oraș Slănii Moldova. Inițiator, primarul orașului, Baciu Gheorghe. Dacă sunt întrebări? Având în vedere că la Slănii Moldova nu se practică acest mod de a se pune pe site, afară de convocator și materiale, ca la celelalte UAT-uri din județ. Nu știu despre ce este vorba și aș vrea să aflu, poate mă întreabă, da. Doamna Radeș, ce obiective dorim să facem anul ăsta și asta. Materialele pentru ședință au fost transmise pe mail fiecăruia dintre consilieri. Ieri a fost o ședință de comisii în care, la care eu sunt prezent. Eu vreau să răspundeți la ce am întrebat. Ați început această întrebare spunând că nu se afișa. Nu este așa. Dar asta este o altă problemă. Deci, domnul Munteanu, nu ne puteți suspecta de transparență pentru că chiar suntem foarte deschiși. Această ședință o văd. Și ei trebuie să știe. Dar asta este... Eu vă dau răspunsul imediat. Pentru cetățeni, având în vedere că la biroul de contabilitate este
există un server care la momentul acesta este depășit și moral, dar și a avut niște defecțiuni. Propunerea este să cumpărăm un server performant la contabilitate, pentru că acolo este toată evidența noastră și mai veche și mai și recentă și viitoare. Un server cu salvare pe hard suplimentar, acest server depășește suma de 2500 de lei, care este limita de mijloc fix, și din această cauză trebuie să modificăm și bugetul, trebuie să modificăm și planul de investiții. Nu sunt alte modificări în afară de aceasta. Și vreau să spun doar că dacă ieri la comisii am discutat la comisii la detaliu și am făcut înțelegerea era și dumneavoastră. Că dacă... Cetățeanul nu a văzut ședința de comisie. Asta a văzut, o să înțeleagă că trebuie un server ca să devine. Așa este. Bun, dar transparent nu are legătură cu transparența. Dacă făceați propunerea lor, n-a văzut cetățeanul și aș vrea să faceți cetățeanul, aș fi fost foarte bucuros. Sunt oameni care sunt interesați. Vreau să știi și ei ce se întâmplă. Mai este cineva care vrea să mai... Bine. Avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Propun spre votare dacă... Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Domnul Moraru, stați cu mâna sus dacă vă abțineți. Ne dăm și noi. Am înțeles. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului consolidat al Unității Administrative Teritoriale Oraș Sălnic Moldova la data de 31 martie 2019. Inițiator primarul orașului Baciu Gheorghe. Dacă avem întrebări, dacă nu avizul comisiilor, favorabil. Propun spre votare. De cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă, nu. Se abține. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău Adil pentru anul 2019, inițiator economist primarul orașului Baciu Gheorghe. Dacă sunt întrebări, dacă nu, avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Se abține cineva? Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii orașului Sălnic Moldova cu Loop Operation Ingenious Hub în vederea aderării la platforma Ingenious Net pentru susținerea și promovarea inițiativelor UAT Oraș Sălnic Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă sunt întrebări? Aș vrea înainte de asta să fac câteva precizări, tot pentru transparență și pentru informarea cetățenilor. Este vorba de o structură asociativă care ne va ajuta la promovarea noastră, dar și la informarea noastră. Respectiv, ne interesează să fim partea unor viziuni de turism medical, ne interesează ca tinerii și întreprinzătorii dornici din comunitatea noastră să beneficieze de experiența acestei asociații. Nu ne costă, în sensul în care asocierea o facem doar ca să avem o bază pe care noi să le comunicăm dumnealor anumite date despre noi și ei să ne obligă să ne informeze despre progresul dumnealor, să ne prindă și pe noi în anumite proiecte la nivel național și internațional. În materiale aveți și atribuțiile și responsabilitățile părților. Dacă doriți să le mai lecturăm o dată, eu pot să fac asta foarte repede. Ieri le-am lecturat la comisie. Respectiv, nu avem nicio obligație pecuniară sau de antrenare juridică a primăriei Sălnic Moldova în niște parcursuri care ne-ar da un minus. Sau... Este... Eu am participat la Iași la această întâlnire. E o concurență.
de exemplu, municipiul Iași este parte a acestui proiect și alte localități care doresc să participe la o informare națională, dar care vor fi și promovați de către această asociație. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu propun, rog comisiile să își dea favorabil. Favorabil. Supun la vot cine este pentru. Abținere. Împotrivă. Numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2019. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, întrucât avem un copil din localitatea noastră într-un centru aparținând Consiliului Județean, trebuie să aprobăm acest contract, act adițional. Este un contract mai vechi și în fiecare an actul adițional înseamnă și plata lunară pe care noi o avem către Consiliul Județean, respectiv 50% din contravaloarea serviciilor aferente centrului unde minorul nostru este internat. Propun să fiți de acord, pentru că acolo îi primește o educație și este și în siguranță și alimentat și educație corespunzătoare. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, comisiile? Favorabil. Cine este pentru? Abținere. Împotrivă. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale a Consiliului Local a orașului Slănim Moldova la finanțarea cheltuielilor pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării dreptului copilului și a persoanelor adulte cu handicap pentru anul financiar 2019. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Am precizat la punctul, au legătură cele două puncte. Nu am spus suma. Costul lunar pe care noi o să-l plătim pentru acest serviciu este 2832,5 lei. Suma aceasta nu este negociabilă. Consiliul Județean stabilește în funcție de fiecare centru de plasament costurile aferente și noi, practic, luăm act de ea și trebuie să o plătim. Dacă mai sunt întrebări, atunci rog comisiile. Favorabil. Cine este pentru? Se abține cineva? Numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Delgaz Gride S.A. Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrării branșament locuință la rețea gaz naturale, presiune redusă, strada Libertății, localitatea Slănim Moldova, județul Bacău. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. E vorba de un racord de gaze și pentru asta trebuie să, eu vă rog, cum ați dat și la alții, să dăm voie cetățenilor noștri să racordeze 8 metri pătrați, nu știu cât este 8 metri linia. Da. Avizul comisiilor? Favorabil. Supun la vot. Cine este pentru? Se obține. Aici nu ducem suplimente cu ceva de o legătură cu asta. Am înțeles. Punctul 9 devine proiect de hotărâre privind declararea, atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Slănim Moldova unor bunuri imobile ca urmare a identificării și delimitării conform documentației cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară. Da, păi asta am și zis. Punctul 9 devine ce v-am citit eu acum. Da, pentru și că documentația se află au legătură cu asta. Imediat vă spun despre ce este vorba. Și la ședințele celelalte ați aprobat extinderea
suprafețelor pe care noi vom interveni pe acești torenți. Respectiv, la punctul acesta, propun să aducem în proprietatea publică a orașului 440 de metri pătrați la pârâul Tudorache, 1090 de metri pătrați la pârâul Tudorache, 1723 de metri pătrați, din care 550 intraviran și 1173 extraviran la pârâul Bradului, 1319 metri pătrați, din care 1049 intraviran, 270 extraviran la pârâul Stroiu, 1836 de metri pătrați, din care 289 intraviran și 1547 extraviran la pârâul Pavel. Toate aceste suprafețe se adaugă la suprafețele pe care dumneavoastră le-ați aprobat pentru torenți, dar de data aceasta propunerea este să le aducem direct în domeniul public. La punctul următor o să avem, o să vă supun aprobării dumneavoastră, transferul din domeniul privat al domeniul privat al OATS Tănin Moldova la toate terenurile pe care până acum le-ați aprobat, le trecem în domeniul public. Dacă nu sunt în domeniul public, finanțatorul nu le dă finanțare. Respectiv, acum v-am supus aprobării aceste suprafețe și tot ce ați aprobat până acum pentru domeniul privat al primăriei, vă supunem la punctul următor să treacă în domeniul public. Asta este rugămintea mea, să luați în calcul și să fiți de acord cu, cu aceste propuneri. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, vă rog comisiile. Favorabil. Supun la vot cine este pentru. Se abține cineva împotriva. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al orașului Slănic Moldova. Inițiator, primarul orașului Baciu Gheorghe. Domnul primar. Bun, am precizat la punctul anterior, este vorba strict de terenurile aferente la cei 8 torenți pe care îi cunoașteți și la punctul 10, la punctul următor o să fac și un comentariu mai amplu pentru că avem și bugetul necesar și toate celelalte detalii. Aici doar trecerea din domeniul privat în domeniul public. Da. În domeniul public nu se mai atinge nimeni de ele. Probabil ăsta este argumentul pentru care finanțatorul dorește să fie în domeniul public. Dacă mai sunt întrebări, comisiile? Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, respectiv a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului investițional reabilitare torent, zona Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator economist, Baciu Gheorghe, primarul orașului. Domnul primar, da. Știu că aici... Aici este foarte important să precizăm faptul că, în sfârșit, reabilitarea torenților este... Studiul de fezabilitate este gata. Am avut mai multe etape. O primă etapă în care am repoziționat terenurile care au fost cadastrate, pentru că nu au fost așezate cu realitatea din teren. A doua etapă care s-a finalizat astăzi a fost extinderea în amonte a acestor diguri de protecție, pentru că digurile de protecție erau doar la prima parte față de Slănic, ele se varsă în Slănic, nu? Și nu erau luate în calcul porțiunile din amonte, acolo unde trebuiau făcute niște baraje de liniștire a apei și unde să se depună aluviunile. Fără aceste baraje, specialiștii au spus că este tot timpul când vom avea inundații, va trebui să scoatem, să decolmatăm din nou aceste porțiuni. Respectiv, dacă anul trecut ați aprobat
Prima etapă am depus-o la Compania Națională de Investiții și era aproximativ 6.800.000 de RON la vremea respectivă. În decembrie, pentru că toate proiectele au fost puse la la actualizare preț, având în vedere costul resursei umane pe legea cu salariul în construcții și celelalte, am profitat de această recalculare și de atunci și până acum am lucrat să facem și partea a doua. La momentul acesta, proiectul pe care îl depunem săptămâna viitoare la Compania Națională de Investiții este de 17.049.420, respectiv 170 de miliarde de lei vechi. Este costul real la momentul acesta al lucrărilor făcute așa cum trebuie. Sperăm să primim finanțare și să ne apucăm de treabă cât mai curând. S-a depus un efort substanțial. Eu mulțumesc și colectivului nostru de la Urbanism și celorlalți care au lucrat. Sperăm să treacă și să avem în sfârșit un contract pe partea asta. De altfel, imperios necesară pentru localitatea noastră, având în vedere că digurile de la drumul și de la apă s-au refăcut, alea care au fost avariate, dar partea de torenți ne revine nouă. Toate pâraile mai scurte de 5 km, legea apelor spune că revin în administrarea locală. Altă șansă să obținem o finanțare, adică probabil că o să mai fie, dar acum vrem să profităm de această șansă. Este vorba de măsuri în primă urgență, post-calamitar. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, rog comisiile. Favorabil. Cine este pentru? S-a obținut și mai, da. Cam atât. Punctul numărul 12 acum. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren consumate pentru parcare de către Telecom România Comunitate și Universitatea București. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, este vorba de acordul companiei Rom Telecom, care are concesionat o suprafață de teren pentru parcare și pentru rezervor de apă și alte accesorii, practic, anexe, practic, ale hotelului. Înțelegerea este că lotul 1, însemnând 747 de metri pătrați de pe parcare, se închide, se micșorează, practic, concesiunea cu această suprafață. Lotul 2, de 340 de metri pătrați, aferent bazinului de apă și toate celelalte, rămân în continuare în concesiune, pentru că practic este anexă la o investiție pe care dumnealor au făcut-o. Apropo de ce spunea domnul consilier Munteanu atunci, noi am ținut cont de această situație și păstrăm fără sarcini, adică păstrăm în continuare concesiunea, pentru că am constatat că investiția, când s-a făcut investiția, a fost practic condiționată concesiunea de clădire și de concesiunea de teren aferent investiției. Ce este important de precizat? Până începem lucrările de parcare, parcarea va fi folosită în continuare și când vom începe lucrările de parcare, am convenit cu Rom Telecom, vom asigura locuri de parcare pe Vasile Alexandrii și aici până când se va construi, după care se revine și toți hotelierii noștri riverani cu această parcare vor avea, sperăm noi, vor fi 170 de locuri, adică acoperitor pentru situația obișnuită. O să avem probabil o situație două când locurile de parcare o să fie insuficiente, dar măcar reușim să facem un pas în acest sens. Da. Dacă mai sunt întrebări, da, domnul Munteanu, vă rog. Deci, așa, domnul primar, și probabil că este imperios necesar să știm pentru proiectul care a fost P plus 5 inițial, dacă s-a plătit ceva la studiul de fezabilitate de la acea vreme.
Din ce informații au ieșit, la moment se zice că s-a plătit. Ce se întâmplă? Da. Studiul ăla de fezabilitate nu mai este bun, am aruncat niște bani în aer. Nu faceți afirmații, ați pus o întrebare. Dacă spuneți că am aruncat niște bani în aer, înseamnă că deja s-a întâmplat. Vă dau răspunsul imediat. Niciodată proiectul nu a fost pe plus 5. A fost doar în materialul pe care dumneavoastră l-ați primit la Consiliul Local, a fost o eroare de tipărire. Dar proiectul este demisol și parter, deci nu vom parca etaje. Proiectul s-a transformat acum. Este același proiect. Dar, pentru că nu am fost eligibil să-l depunem pe POR, pe Park and Ride, cum ne-am dorit noi să obținem finanțare, l-am mutat pe Ministerul Turismului, care înseamnă, acolo suntem, avem 4 puncte aprobate de guvern, care înseamnă, unul dintre ele înseamnă patinoar și facilități turistice. Respectiv, vor fi doar două niveluri de parcare, unul subteran și unul teran, iar două treimi din această suprafață, unită parcarea de la Eurovacanța și cu groapa de acolo, două treimi vor fi doar un nivel pietonal, unde va fi teatru de vară și patinoar iarna și facilități de evenimente de exterior. Adică încercăm să creăm o zonă în care să putem concentra anumite, anumite evenimente. Acum toate spectacolele astea se țin în foișorul de muzică din parc. El nu este nici adecvat, nici suficient ca suprafață. Sperăm să avem toate aprobările necesare și să pornim acest proiect. El va, la momentul acesta, el va include și amenajarea piațetei din fața primăriei. Respectiv, am extins proiectul, pentru că suntem eligibili, de aici, de la intersecția Vasile Alexandrescu Bălcescu, da? Totul va fi amenajat, inclusiv integrarea sălii de sport arhitecturale în acest ansamblu. Și, în același timp, și practic, mascarea e, cum să-i spun, acest obiectiv va crea și o arhitectură mai frumoasă, care acum toată lumea comentează că izbește această sală când te uiți la ea. Noi nu avem în vedere să modificăm ceva la sala de sport, o lăsăm, o încadrăm frumos și sperăm noi să o și folosim mai mult, pentru că este... Sunt convins că la data de azi comisiile vor fi de acord. Dar dacă puteți spune în ce stadiu suntem cu cadastrele care se suprapun în această zonă. Domnul Mondeanu, avem punctul numărul 12, care scrie proiect de hotărâre prin modificarea suprafeței de teren concesionate. Și care problemă? Și următorul... Haideți! Dar vorbim pe lângă punctul care... Nu vorbesc. Nu vorbiți peste mine și nu este frumos. Nu, dar eu v-am întrebat ceva, mi-ați dat cuvântul, dați-mi voie să-mi exprim părerea mea, poate nu-i bun. V-a răspuns, domnul primar. Nu mi-ați răspuns. Deci, aceste... Domnul primar. Dar asta e o polemică și n-aș vrea să... Deci am zis, aici sunt cadastrele suprapuse, ceea ce nu știu nici ce înseamnă asta. Al doilea lucru este faptul că în atare situație, eu știu că a fost și este o practică să luăm autorizații de aceasta, deci aprobarea Consiliului Local și zicem, doamne, dăm autorizații și ne ducem la Ministerul Turismului. De, în data de azi, când vorbim, Ministerul Turismului este controlat pe această chestiune de Curtea Națională de Conturi, pentru că nu trebuie să mergem cu inversul în față, ci cu inversul. Pe mine, deci, în primul rând, tot ce a spus dumneavoastră, nu mă deranjează din două puncte de vedere. Unu, pentru că eu am discutat cu directorul, cu managerul general de la Telecom, care are un acord cu dumneavoastră ceea ce privește parcarea. Mai departe, nu eu sunt în măsură să vă încurc vis-a-vis de a vă da acordul vecinilor, cum e vorba de Telecom și în speță Nemira Ștele Construcția. Deci eu sunt pur și simplu spectator la acest lucru, doar spun că în Consiliul Local trebuie să mergem cu pașii normali. Atât. Și părerea mea este că
Să dea Dumnezeu, deocamdată hotărârea 114 nici n-a ieșit din dezbaterea... Am vorbit de Ministerul Turismului, domnul Munteanu. N-are legătură cu OUG 114. Are legătură. Deci nu are, pentru că acest proiect este... Tocmai am precizat, dar apropo de spectator, eu mi-amintesc exact că ați votat împotriva acestui proiect de parcare etajată. Și în continuare. Da? Bun. Nu, este opțiunea dumneavoastră. Eu am de dat două răspunsuri. Dacă s-ar suprapune un cadastru, nu am putea obține nici măcar certificat de urbanism, dar mintea autorizație de construire. Dumneavoastră ați construit și știți că dacă nu scoți extras de ortofotoplan și toate celelalte, nu poți porni la drum, respectiv. Este eliminată această suspiciune a dumneavoastră. Nu este, că vi s-a informat. Pădurea cade pe rol telecom. Da, dar n-are legătură cu parcarea. Nu are legătură cu parcarea. Are legătură cu altceva. Dumneavoastră știți foarte bine că sunt niște cadastre care se nu sunt poziționate corect, dar nu are legătură, ce spunea domnul președinte, e perfect adevărat. Nu are legătură cu obiectul discuției noastre. Și atunci, al doilea răspuns pe care trebuie să vi-l dau la momis la punctul 1 este costul. Deci costul acestui proiect a rămas același. Firma de proiectare a primit 50% atunci, acum un an și jumătate, când ne-a predat proiectul și trebuia să primească 50% când îl depunem. Respectiv, pentru că noi nu l-am depus. Nu? De fiind dirigiri. Nu, da, dar nu din vina dumnealor. Că nu și-au făcut proiectul bine de data asta. Și atunci, noi am convins, dumneavoastră sunt de acord să modifice și tema de proiectare cu teatru de vară, cu ce o să fie acolo patinoarul și amenajarea peisagistică în același cost. Respectiv, când acest proiect va fi depus, noi vom plăti încă 50% din costul cu care am contractat această lucrare. Dar, mai vreau să fac o precizare. Au trecut aproape 2 ani de zile. Firma de proiectare nu este vinovată că noi nu am fost eligibili să depunem acest proiect. Respectiv, mai devreme sau mai târziu, dacă s-ar fi îndreptat împotriva noastră, noi ar fi trebuit să plătim diferența de jos. Acum suntem siguri cu fundele. Acum suntem, ne-am consultat cu Ministerul Turismului și suntem eligibili, doar că la Ministerul Turismului încă nu putem merge cu SF. Dumneavoastră astăzi aprobați o mică parte din acest proiect, urmând ca încă într-o ședință să mai aprobăm o parte mai mare și într-un final, când avem costul total al acestui proiect și cu certificat de urbanism și cu avizele necesare, vă vom, cum v-am dat la Torența astăzi, valoarea totală de investiție, pentru că, după cum știți, la Ministerul Turismului cofinanțarea există. Și atunci, dacă la OUG 114 nu există cofinanțare, la Ministerul Turismului există cofinanțare și trebuie să ducem acest proiect mai departe și să vă supunem atenție atât aprobarea lui ca și proiect, dar și să cu ocazia aia veți aproba și cheltuiala pe care noi trebuie să o facem în următorii ani aferentă cofinanțării acestui proiect. Domnul Munteanu, dacă mai... altcineva? Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, rog comisiile. Favorabil. Propun spre votare. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Domnul Munteanu. Eu sunt pentru. Numărul 13. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 109 din 17.07.2018. Inițiator economic Faciu Gheorghe, primarul orașului. Deci, la... Poftiți? Pentru proiectul ăsta de hotărâre. Și sunt 4 abțineri. 4 abțineri. Și 1 împotrivă. Deci sunt 10, da. Când am hotărât de Consiliul Local, pe care astăzi o modificăm, practic îi schimbăm numele proiectului.
Înainte era parcare supraetajată, pentru că așa era eligibilă să depunem pe programul operațional regional pentru finanțare. Acum, ca să depunem pe Ministerul Turismului, îi spune în felul următor. Amenajarea obiective turistice noi, patinoar multifuncțional cu parcare aferentă și amenajare peisagistică. Deci dumneavoastră practică astăzi, în condițiile în care veți fi de acord cu propunerea mea, este să modificăm denumirea proiectului, dar și ansamblul proiectului. Extindem cu piațeta din fața primăriei și cu patinoarul și cu teatrul de vară. Aici îi spune, pentru că în hotărârea de guvern, deci patinoar multifuncțional, în sensul în care iarna e patinoar și vara o să fie, o să punem scaune și o să fie teatrul de vară. Aici un singur comentariu. Am avut propuneri ca să, ca această groapă tradițională a noastră să fie în această groapă să fie amplasate niște terenuri de sport. De altfel, nu este o idee rea, pentru că atât cu cât mai multe terenuri de sport, cu atât mai bine. Dar noi nu avem, încă o dată, precizez că pe nici Institutul de Balneologie, nici Căprioara, nici toți de pe partea, de pe Vaslui Sandrii până la Pufu, nu au locuri de parcare. Și atunci, dezvoltarea pe verticale este o soluție. Și noi am apelat la această situație, în sensul în care două niveluri vor fi parcare, încă o dată un nivel subteran și un nivel teran, iar două treimi din nivelul următor va fi doar cu scări pietonale și acolo vor fi amplasate niște obiective pentru atât pentru vară, cât și pentru sezonul rece. Dacă sunt întrebări... Da. Rog comisiile. Favorabil. Cine este pentru? Abține? Abține. Împotrivă? Da, păi e același. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate a caietului de sarcini și a documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a terenului situat în Zrenin Moldova, strada Nicolae Bălcescu, în vederea construirii unei stații de alimentare carburant. Inițiator economist, Baciu Gheorghe, primarul orașului. Așa cum am vorbit ieri în comisie, avem o solicitare pentru activarea stației de carburant. Acolo este un lot cadastrat de Primăria Sănii Moldova de aproximativ 1200 de metri pătrați, un teren. Noi l-am împărțit în două loturi. Un lot aproximativ 850 de metri pătrați. Este, solicitarea este de vreo 700 și ceva de metri, dar vrem să dăm tot terenul, adică să nu rămână un teren care n-am putea să desfășurăm. Dar nu numai asta. N-am putea să-l valorificăm sub aspectul concesiunii și mai rămâne un lot spre Târgu Ocna și intenționăm să cadastrăm totul până la Păltiniș, la Pod și acolo să încercăm să vedem dacă mai este cineva interesat pentru spălătorie, pentru alte activități conexe la o stație de carburant. Eu vă rog să luați act că de un an de zile, mai bine de 2 ani, stația asta este închisă. Ea este închisă pentru că nu și-a plătit niciodată datoriile și pentru că a dat faliment, dar asta nu este vina mea, este o problemă veche. Noi acum suntem înscriși la masa credală pentru recuperarea sumelor respective, dar din păcate nu știu cât o să mai recuperăm din sume. Ce este important este că terenul este liber de sarcină, avem o hotărâre judecătorească definitivă și revocabilă în acest sens, pentru că ne-am mai și judecat ca să putem să închidem contractul de concesiune și la momentul acesta este important ca foarte repede, dacă investitorul este de acord, să facem acest lucru. Terenul va fi scos la licitație și vă rog să vă gândiți la membrii în comisie și totul se face cu transparență maximă.
Da? Deci împărțim în două loturi, nu cât a cerut neapărat solicitantul, ci cât față de propunerea care a fost omorată. Față de propunerea de 712 metri care a cerut solicitantul, Comisia de Urbanism a considerat că este important ca să nu lăsăm o codiță de teren care eventual nu ar putea fi. Au fost mai multe păreri. Nu a spus, lasă că dacă-s 20 de metri poți să închiriezi pentru nu știu ce vânzări de alte produse. Părerea generală a fost că e bine să împărțim doar în două loturi, nu în mai multe loturi și sperăm ca solicitantul să fie de acord cu această propunere a noastră, să ia mai mult decât cere, în sensul ca noi să ne facem obligația față de a valorifica terenul nostru. Dacă sunt. Dacă îmi permiteți, în urma modificării intervenției, în urma propunerii comisiei, taxa minimă de concesionare va fi stabilită la nivelul noi suprafețe. Normal, crește ceva. Da, e formulă de calcul și pornirea la licitație nu va mai fi cu 712 metri cu suma de, va fi cu suma... Interesa rezultată, ca să spunem clar, și taxa va crește la 4200 la 4700. Cât o să crească? Avem formule și... Taxa minimă de concesiune, de la care se pleacă la licitație. Asta rămâne concesiunea de an. Adică nu se plafonează, dumneavoastră ați primit un material cu 712 metri și o sumă, se mărește suprafața, se mărește și suma minimă de pornire la licitație. Da, eu vă rog... O să fie modificat față de proiectul. Da, e normal. Da. El, la comisie s-a discutat și de o comisie. Da. La următorul punct, da? Aceste două la aprobați prima dată, dacă sunt de acord. Și da, după aceea membrii ca să... Înțeles. Caietul de sarcini și comisia ca să, da, să fie... Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, rog comisiile. Favorabil. 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 Propun spre votare cine este pentru. Să înțeleg că dumneavoastră nu vreți, nu vreți stație pe cola să din Moldova. Nu, să mergem la Târgu. Nu se boicotam. Suntem în... Suntem în democrație, da, da. E bine, am înțeles. Deci PSD-ul la Sănii Moldova spune că eu am închis stația PECO, dar tot PSD-ul nu votează să deschidă stația PECO. E, pentru mine este ceva foarte... foarte... Dar acum am trebuit luat așa în plânce. Dar sincer, chiar nu văd o stație PECO la Sănii, indiferent cine s-o ia. Nu știu, doamna. Adică considerați că nu e necesar o stație PECO să vă ia. Deocamdată să se lămurească o echipă. Da, să l-ai lămurit cu terenul lămurit. Care litigiu? Domnul, mai puțin. N-am fost explicit. De ce, spre exemplu, cel care a avut stația, nu vine să o redeschidă, să-și plătească datorii? Pentru că nu mai este eligibil un om care a dat faliment odată, el nu mai poate să mai facă o firmă și să facă exact pe aceeași stație. Numai dacă face o șmecherie, o colonel. Deci, domnul Cotescu, noi nu aprobăm să dăm terenul cuiva, aprobăm scoaterea lui la licitație. Vedeți că aici este, aici este o problemă, aici este o problemă de conștiință. Adică eu nu v-am propus să-i dăm terenul lui Vasile sau lui Grigore sau lui Ion. Eu v-am spus, vă rog să aprobați scoaterea la concesiune a acestui teren. Fără această concesiune, el nu poate fi pus în valoare. Vom sta cu mortul în continuare. Oamenii au nevoie de carburant, de servicii și nu înțeleg, dar dacă aveți vreo întrebare cumva, v-ați pronunțat cuvântul litigiu, la momentul acesta, încă o dată, tocmai am precizat în prezentarea mea că terenul este liber de sarcini. Nu există niciun litigiu la acest moment pe teren. Vă rog frumos să nu confuzăm cetățenii, nu de altceva, că pe urmă o să acuze că primarul nu vrea să aducă întreprinzătorul care să pună stații pe aici. Aici spune că proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate a caietului de sarcini și a documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a terenului situat în Sălii Moldova. Deci o licitație publică la care participă cine vrea. Cine vrea, da? Nu se dă nici în stânga, nici în dreapta, dar
Am înțeles, nu se vrea. De ce nu ta cramponare? Da. Sigur. Dacă... Oricum, proiectul merge mai departe, se rezolvă. Nu, nu. Deci proiectul, dacă nu obține 10 voturi, va sta în 2-3. Da. Vă rog să supuneți la vot că s-a confuzat cu litigiul încă o dată. Încă o dată, nu există litigiu pe acest teren. Vreau... A existat un contract de închiriere care a fost reziliat de instanță. Pentru de instanță, hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, de 3-4 luni în urmă, nu mai este termen de contestare de irevocabilă, terenul este liber de sarcină. Da. Nu să mai supuneți odată atenție. Dar nu s-a fost o neînțelegere. No. Adică un ne... Mai vă rog să mai... pentru că domnul consilier Cotescu a spus că este litigiu. Nu. Eu am dat răspunsul, mai votați odată acest proiect de hotărâre. Dacă nu trece, să știm cine nu este de acord să scoatem la licitație un teren care ne aduce și niște venituri, dar în secundar ar aduce un întreprinzător care ar oferi un serviciu strict necesar la Sălin Moldova deci, pentru... Domnul cu stația ar trebui să-și ia stația și să lasă terenul și să lasă terenul liber. Dar asta după ce am concesionat terenul, după aceea, noi l-am notificat deja să-și ia acest lucru, după ce concesionăm terenul, există două variante. Ca proprietarul acestei clădiri... Nu, mă refeream la proprietarul clădirilor, ce are acolo. Să se înțeleagă cu concesionarul și să utilizeze sau să-i spună, te rog frumos, ai 2 săptămâni, eliberează teren, pentru că eu mi-aduc, nu știu, poate aduce o stație din asta, expres. Dar apropo, se mai poate face acolo, pe copilă. Domnul Romântean, dar asta nimic nu se, fără autorizație de funcționare, fără respectarea normelor. Sper să ia aceeași cu Zamfirul, cu Mega Image. Cei de la Zamfir și-au luat jucăriile de acolo, Mega Image va veni și igienizează spațiul. E aceeași chestie. Să-și ia baraca de acolo și suntem de acord să facă stație pe acolo. Și dacă nu știu ea doi ani, să scrieți în altă parte. Zile, dați-i în altă parte. Este la executor stație. Deci, domnul Cotescu, da. Sunteți lămuriți vis-a-vis de litigiu? Da. Bun, eu vreau când votați să fiți în cunoștință de cauză. Este dreptul dumneavoastră legitim să spuneți nu. Dar eu trebuie, obligația mea este, când a făcut un proiect de hotărâre, să vă explic dumneavoastră toate detaliile acestui proiect. Nu eu votez. Și nici nu insist cumva să credeți că avem ceva interese. Este prima solicitare de teren și, bineînțeles, și eu vreau să fiu foarte prompt și să vă aduc în discuție aprobării acest proiect. Da. Comisiile rog încă o dată să favorabil. Propun spre votar. Cine este pentru? Dacă pentru teren. 90? Da. Deci pentru. 10, da? 11. Și domnul Munteanu. Da, dumneavoastră. Da, da. Trebuie să abține. Abțineri? Abțineri, da? 3 abțineri. Deci 3. Da, e domnul Moranu, domnul Cotescu. Dar am luat cu primul ăla, de acolo. Sunt 12 pentru și... Da. Și acum trebuie să aduce comisia de licitație. Propuneți? Dacă consilier care să facă parte din comisia de licitație. Dacă sunt propuneri pentru comisia de licitație la același loc. Dacă aș fi consilier, l-aș propune pe domnul Cotescu. Ca să vadă ce tineri au prioritate. Dar n-am voie să propun eu. Domnul Moral, sunteți de acord. Adică acceptați, trebuie să fiți și dumneavoastră de acord, nu? Da. Alte propuneri? Dacă mai sunt? Îl propun pe domnul Gadan. Domnul Cotescu îl propune domnul Gadan. Da, sunt de acord. Mai sunt alte propuneri? Comisia este din doi consilieri, da? Dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă mai sunt și alte propuneri? Atunci dacă nu, comisiile? Da, îi votăm pe un bloc. Cine este pentru? Cine este pentru... Pentru comisie. Sau pentru domnul Moraru? Se abține domnul Moraru Gabriela. Da. Nu. 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 Se abține cineva? Moraru. Împotrivă? Deci unul nu votează, nici la licență, nici la... Da.
punctele sau la diverse? Da. Dacă mai dorește cineva diverse, domnul Munteanu? Am vorbit cu domnul primar zilele trecute și sper să avem o discuție mai amplă, poate chiar într-un cadru mai larg, așa. Cei de la CNI ne pot ajuta pentru realizarea stadionului în Florin Moldova. Știm că CNI-ul poate să facă și cumpărătura suprafeței care nu avem și aș vrea să aduc în fața dumneavoastră că dacă până la urmă se realizează ce a zis domnul primar, dă Doamne, vă spun că mult mai imperios este să realizăm un stadion care ar aduce mult, mult beneficiu și stațiunii, ca și cunoașterea ei și mediului de afaceri, pentru că noi nu trebuie să uităm că de la Doina Melinte până la Nicu Vlad, de la Steaua București și până la Oțelul Galați s-au făcut cantonamente aici când aveam acel teren care era. Deci vă spun că trebuie neapărat să fructificăm această posibilitate. Și aș zice că la un viitor consiliu să facem ceea ce trebuie către CNI și să aprobăm și așa ceva, pentru că acea contribuție a noastră e infimă. Dar realizarea este foarte mare pentru Florin Moldova. Am reținut, aș vrea să vă dau un răspuns că ne interesează și pe noi, măcar la fel de mult ca pe dumneavoastră acest aspect. La momentul acesta ar fi o problemă tehnică și o problemă juridică. Problema juridică ați enunțat-o dumneavoastră vis-a-vis de terenuri și accesul, încă o dată, am precizat și în alte ședințe, dar am reușit să cadastrăm pe strada Ion Creangă doar racordul către propusul teren de sport, pentru că încă nu avem, sunt acolo niște terenuri care vin foarte strâng. Eu am vorbit și cu Iachim Băcaua, nu mi-a zis. Bun. Al doilea aspect este dat de imposibilitatea unui autocar de a urca acolo. Nu, nu trebuie. Adică, parcare la pala este suficient. Bun. Ei fac sport. Ei fac sport. Este important acest lucru de precizat. Adică mă gândesc la nevoia respectivă. Eu nu cred că există o grădire legislativă vis-a-vis de lățimea drumului, dar este important de precizat. Sau o mașină de pompieri. Ce este important, domnul Munteanu, este că la momentul acesta tocmai am pierdut în primă instanță cu Compania Națională de Investiții un proces și judecătorul a spus că foarte repede trebuie să punem în funcție bazinul de not, respectiv această piatră de gâtul administrației publice locale, nu o să plece foarte repede. Ne măsurăm foarte bine fiecare pas. Este mesajul pe care eu vi-l transmit dumneavoastră și cetățenilor, că sunt foarte multe lucruri de făcut. Încercăm să le luăm pe ordine de priorități și să facem pașii care ne aduc cele mai mici angajamente de finanțare. Pentru că la momentul acesta Primăria Senin Moldova nu are resursele de cofinanțare și cred că în jumătate de an reușim să fim eligibili să luăm un credit pentru cofinanțare. Toate băncile dau credit pentru cofinanțarea aia mică, da? Dar la momentul acesta, pentru că noi nu ne-am plătit, nu noi, noi de când am ajuns suntem la zero, de aproape 2, de mai bine de 2 ani de zile, suntem, aproape 3 ani, suntem cu datoriile pe creditul făcut de fosta conducere la zi. Și fără să arăți unui investitor că ești corect, ești solvabil, nu poți să primești. Așa că pe drumul de a măsura și de a aduce terenurile noastre înapoi, că calea de acces este a noastră, trebuie adusă înapoi. Chiar dacă este acum mai îngustă, trebuie să vorbim cu proprietarii de acolo să fie de acord să o facem așa cum trebuie și în paralel cu asta și nu vă ascund, avem în vedere și alte terenuri
din Sălin Moldova, pe care le-am putea plăti la fel că pe proiect, adică nu să le plătim noi, să se cumpere pe proiect, care să rezolve această problemă. Două zone. O zonă este la munte de pârâul Tudorache, sus acolo, unde a fost gospodăria IBC-ului. Și a doua zonă, și mai departe, dar mai frumoasă, este sus pe plaiul de la Moldova. Da, acolo, peste drum de acolo se pot dezvolta terenuri mai multe, deci un teren mare și terenul mai mic poate face, spre exemplu, la discuțiile noastre pentru Centrul de Pregătire Sportivă și Olimpică, specialiști ca Maricica Puigă, cu care am vorbit, domnul Ilie Năstase, am fost aici și am discutat cu dumneavoastră, au creat mai degrabă o zonă cu posibilitate de extindere decât o zonă unde se poți face limitat. Păi da, dar așa se duc la Târgogna, dar nu se duc. Bun. Bun. Domnul Munteanu, noi avem în vedere nu și... Vă spun că sunteți într-o relație destul de bună, cum nu vreau să cam ne-a plătit pe acolo, spus, cu de demanul. Putem face ceva cum ați zis. Bun. Orice finanțator sau sponsor își analizează foarte bine pașii. Nu excludem să primim o finanțare. În niciun caz, la momentul acesta, nu găsim un sponsor care să ne dea atâția bani. Adică trebuie să fim și realiști în același timp. Ce pot eu să vă promit este că în strategia noastră, adică am trecut în strategia de dezvoltare și vă promit că este în atenția noastră, inclusiv am discutat 40 pe 60 la vale aici, dacă încape, să facem repede un teren pentru antrenamente, nu pentru competiții. Măcar un teren de antrenament. Și am mai discutat asta în ședințele noastre. Adică, da, adică este, ăla ar putea fi folosit și de elevii noștri, dar și de sportivi. Există mai multe variante. În prima etapă, cred că cea mai bună variantă este terenul de aici din spate, fostul poligon al Gărzilor Patriotice. De ce? Are pantă spre UGSR unde băieții fac pregătire fizică pentru picioare, au sală de sport pentru tehnică și au un teren unde pot să alerge în primă fază, deci fără modernizare, mai știu eu cum, dacă se poate vorbi și cu mitropolitul sau așa, treaba e foarte simplă. Suprafața de teren este un pic mai mare decât a unui teren de fotbal, pe două părți sunt biutele acelea de pământ, deci în partea dacă de facem și o tironie, ne vine la sala de sport. Se poate face și tironia, până la urmă, pentru distracția copilă. Dar accesul se poate face... Deci, domnul consilier. Accesul se face pe un drum de balastru până acolo, nu trebuie decât un tub, mai unde vine malnașul. Aș vrea să... Terenul pantă îl facem la teringrădii, nu se ia ce să... Gândiți-vă doar ce înseamnă să scoți din circuitul forestier. Pentru că toată averea Bisericii Ortodoxe este pădure. Ca să scoți un metru sau 100 de metri din circuitul forestier, durează câțiva ani buni. Nu vorbim așa de glume de la asta. Trebuie să împădurești suprafața echivalentă. Dublu păduritului față de centru. Sau mai calmat. Bun, legea este aceeași. Proprietarii s-au calmat, dar legea, care este baza noastră de lucru, este nu s-a schimbat niciodată. Bun, luăm în calcul foarte serios propunerile dumneavoastră. Vreau să fac și un apel, dacă îmi permiteți, dar mai avem două... Domnul primar, avem o solicitare din partea cetățenilor de la pe strada Trandafirilor, chiar în capul Cireșului, unde este fântâna aia. Oamenii vor să monteze o lampă cu o lumină acolo. E cumpărat capul de trebuie un meseriaș ca să poată să raconeze... Acolo foarte repede vor... Noi am finalizat procedura de licitație pentru lămpile de iluminat, noi nouțe cu LED, și strada Trandafirilor este prinsă. Spuneți-le să se oprească, nu trebuie să cumpere nimic. Foarte repede vor avea lămpi noi nouțe cu LED. În schimb, dacă ajungeți pe strada Trandafirilor, uitați-vă puțin ce deversări sunt din curțile oamenilor în drum și spuneți-le că nu este corect. Noi avem acolo acum o comisie pe mediu, vor fi niște avertismente, dar e foarte important să transmitem cetățenilor că trebuie să acționăm cum spune legea. Și mediul este o prioritate a noastră.
Vă rog, al doilea punct. Al doilea punct, deci săptămâna viitoare pe 6 iunie, este prăznuirea înălțării Maicii Domnului. Așa, și trebuie să avem și să ziua eroilor. Și vrem să avem ziua ortodox, nu, dar este ziua eroilor. Ziua eroilor este prăznuirea înălțării Domnului. Și vrem să organizăm o manifestare culturală. Deci de ziua lor, deci în calitate de președinte al Asociației Culturilor. Unde trebuie să vină lumea și la ce oră? La Cerdac, la momentul din Cerdac și la ora, să vorbesc cu părinte, cred, bănesc la ora 1, cum a fost în fiecare an, la ora 1. După liturghie. Deci, joia viitoare. Joia viitoare, sfântă, joia înălțării. Înălțării Domnului. La ora 13, la Ciușmea, la Marie, cine vrea să vină, să ne rugăm pentru eroi. Dacă îmi permiteți, un singur minut vă mai rețin. Este foarte important să transmit cu această ocazie cetățenilor noștri că suntem într-o situație în care, cu sprijinul asociațiilor, cu sprijinul penitenciar de la Târgu Ocna și alți oameni de bine de la Bacău, care au venit pe proiecte și au salubrizat Valea Slănicului. Vă rugăm să aveți grijă cum menținem această localitate curată, cum selectăm, colectăm selectiv aceste deșeuri, pentru că altfel nu vom reuși să ne atingem ținta de colectare selectivă. Vor fi penalități, nu este puțin lucru și trebuie să ne educăm, să ne formăm în acest sens. Vor mai veni în curând de pubele, de tomberoane din astea de, pentru cetățeni, pentru colectare selectivă, tot la fel o să aibă fiecare câte două bucăți, fiecare gospodărie și este important ca să transmitem și prin intermediul celor care ne urmăresc ședințele noastre, dar și prin intermediul dumneavoastră, să transmitem această nevoie de a menține curată localitatea noastră. Pe de altă parte, vreau să vă spun că finalizăm astăzi înfrumusețarea orașului, stațiunii, că pe Vale mai puțin am reușit să înfrumusețăm, dar ca de altfel și în anii precedenți, 1 iunie era ziua în care și calendarul era gata și toate celelalte flori erau puse. Astăzi se termină această acțiune, vor mai rămâne două ronduri, unul din fața primăriei și unul în parc, care urmează să fie săptămâna viitoare, dar sper ca să se bucure turiștii noștri și cetățenii noștri și, bineînțeles, să nu se mai fure flori, pentru că furtul de flori și mai ales că s-au furat magnolii, 5 magnolii, este jenant să se întâmple așa ceva în localitatea noastră, dar încercăm să vedem cum putem stopa. Da, nu este amuzant deloc acest aspect. Nu știu a cui ar fi bucuria că unii atrag sponsor toți arbuștii ornamentali și magnoliile au fost din sponsorizări. Este lipsit de respect ca un om care donează un arbust ornamental să îi spui, doamne, știi, s-a furat, n-a fost în stare să avem grijă de el. Dar asta este situația. Eu vă doresc sănătate, succes și mulțumesc pentru participare. Da, clar, ședința închisă.